Ioi, că așa aș dormi și eu ca ei. Ne simțiților. Toată lumea lucră, numai voi. Somnul. Așa e că și tu ai dormit tot așa ca ei. Na, nimic eu făcut. Să știi tu că și eu mă pun la somn după ce găteai de tăia lemnele alea, că azi noapte tare rău m-am culcat, până pe la două n-am putut dormi. Ți-o fătat în gând, lemnele, cum să da, le tai, cum să le învârți, necășit. cum să Da, le da, 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 da. sucești. Nu, musai să ne ținem de lucru că vine toamna, suntem la jumătatea lui august și geamul încolo numai toamna mai vine. Vedea că tot mai ținea căldurile, dar e dezordine pe aici, trebuie desfăcută coșmelia aia, trebuie făcută rânduială, mai trebuie cosută iarba ce-o rămas mare. Ioi, multe de făcut. Și printre ele și cele zilnice de desfăcat, măcinat, granulat la capre, du-te după mulți, ele, mulți. Scos, așa, adăpat. Crescut coptii, nu, da, asta-i treaba. Că lucrăm printre ele și tare bine e la țară, oricât ar fi de greu, nu e așa greu. Muncă, 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 muncă și dacă ești obișnuit cu munca, n-ai de ce te plânge. Nu o să vă vină să credeți că am tăiat un munte de lemne aici în Maramureș și nici măcar nu sa mele, că s-au lu socra, da? Le-am tăiat și vom vedea cine le-a băgat în lemnărie. Hai da să vedeți. Ai, 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 așa face Andreea când umblă pe grădină, eu n-am treabă, eu mă duc liniștit, nici pe albine n-am călcat anul ăsta, că s-o plâns pe Facebook, tu l-ai, Doamne, că am țăpat albina, că nu mai mere plita, vai, câte greutăți are ea. Uitați-vă câte greutăți am eu, că nu se mai vede drumul și nu se mai vede bihorul de muntele ăsta de lemne ce l-am tăiat. No. Bihorul, dar la ce să se vadă bihorul? La ce să se vadă că eu de acolo îl și să... Da, uite-te tu. Am și cu fiscula. Vai, dar pe ei îmi zboară în ochi, firișpouri. No. Nu te pot filma. Am o plânge-te și de asta. Astea sunt lucruri de bărbat, așa îi cu lucrurile de bărbat, numai alea de femei zic... Nu știi ce eu am plecat de aici dacă te comentez atâta. Hămăleală, te dor cioncele, nu te bagă nimeni în seamă, dar nu, ia. Partea asta în culo, te-a cucit culo. Te plânge atâta. Ia, eu m-am dus să fac suc de roșii și tătă zama mi-a zburat pe mână, de sus până jos. Tătă friptă și am tu tătă plângi, că e ne. Da, da, friptura aia de laptele se vinde, că dau oasele astea când. No, fiți atent, am aici o circulă și mi-am luat anul ăsta de pe internet. Mi-am luat-o un disc. De circular de 400, 40 de centimetri diametru. Numai că nu betaie, stau cu slănirea lângă mine și tătung lama și pe parte și pe cealaltă. Am dus-o și la scuțit în Baia Mare. Cărarea asta pare să fie bună, că e nouă, dar nici nu știu ce să zic, m-am cam chinuit cu ea. Anii trecuți aveam o pânză de 35 de centimetri diametru cu vidia, no? Cu aia. N-am dus-o niciodată la scuțit și am tăiat cu ea de mere cam brânză. Singura problemă că am nimerit niște grinzi din astea mai vechi cu cuie în ele și mi-o sărită ce pastile de devidea, nu se mai merită să le plombez înapoi. Așa că mă chinui cu rondiu, ăsta nou-nouț, vreo 180-190 de lei o foc cu livrare, cred, dacă nu mă înșel, sau 200, cât a fost? 200 și. 200 și ceva, 180 o foc, cred că, discul. Nu. No. În fine, am tăiat ce-o foc mai subțirel cu bătrânica, asta e o circulă cu leagăn, hai să vezi, mi s-a rupt arcul de aici. Și asta nu e mare problemă, că numai l-o-i trage și l-o-i băga înapoi în gaură și l-o-i îndoi cu un patent. La circula asta o am de vreo 4-5 ani. I-am făcut aici dintr-o țeavă de 50 de plastunion de canalizare, să pot împinge cu piciorul în ea și să nu mă taie tabla asta. Numai că de când am făcut-o, trebuia să-i mai dau o gaură aici și să mai leg o sârmă, că îmi tot cade afară. Și ce voi face anul ăsta. Avem
La circul asta avem un motor de 2,2 kW românesc, cred că de Timișoara. Nu prea să mai găsesc din astea și mi-o fac cam greu să-l găsesc și când am căutat eu acum vreo... Fai, cred că-ți minte, n-aș 10 ani de când o am, de când am motorul. Și greu am găsit motor de Timișoara, că alea zicea lumea că sunt foarte, foarte bune. Vezi cu bobinajul de cupru înăuntru, nu de aluminiu, cum sunt astea ce vin am de pe China. Dacă știți voi unde mai, să mai fac motoare noi în România bune, că cu ăsta am tras pe el și la circulă, și la Brit, și la Moră, și la dietete. Sigur că, foarte important de când l-am cumpărat, i-am pus întrerupătorul ăsta cu siguranță. Are o siguranță care decuplează atunci când e sarcina prea mare ca să protejeze să nu se ardă motorul. Și fiți atenți cum i-am făcut, că ca să-l pot muta mai ușor, i-am pus aici o priză tată, din aia de unitate centrală la calculator, un ștecher de unitate centrală și o priză, tot așa. Le găsesc la magazinele de electronice mai mult. Și uite așa, pot să o mut la celălalt motor, la granulator, am tot așa o priză de asta și numai mă duc cu protecția, da? Nu. Protecția funcționează bine. Că decuplează, o decupla destul de des la pânza asta. Cu tăte camuso, cu slănină, tot o negrici, tot o tras în lemn. Și am mai pus aici și o priză, că uneori când lucram cu abrictul, mai băgam un flex lângă el în priză sau așa. Hai să vă fac o demonstrație și apoi mă mai plâng un pic de câte lemne am și vă arăt și ce drujba am, că aia e ca nouă, de 3 ani de zile. No, se mufează, uite, așa foarte ușor și rapid și uite nici. Și zici că suntem pe aeroport! Păi măgăoaia asta așa gălăgiu-o făcut tot timpul, da, cât am tăiat cu ea. Da. Feritul, mă, bunul. Mai rău când băgai lemnul, doamne, fer. Zici că ești pe aeroport când pornesc motoarele la avion. Hai de capul meu, nu. Eu am lucrat vecin... cu dopuri în urechi, n-am avut treabă. Am și vecinii, lasă-i pe vecini, că și vecinii își taie lemne și își taie iarbă și dau foc la tătie gunoaiele, că în tătă dimineața nu știu care, tot foc face, numai fum, bă, în tătă dimineața. Am o vară, nu. Ia mai am câteva lemne de tăiat. Puține. Pentru cei care ne urmăresc, cei care ne urmăresc constant, poate vor să le zic câte ceva și de la asta la tractor. Deocamdată iau slăninuța de aici. Da, eu consider că e o ladă care... Da, am avut încă o bucată aia șenii și am pus-o pe aici pe tractor și s-o sui pisicile sau mara când îi dă Andreea drumul după masa și mi-o mâncat-o. În fine. Deci avem lada asta care am dat pe ea 1000 de lei. O cerut doamna 2000 de lei și am negociat-o până o lăsat-o la 1000 de lei. Eu zic că e foarte, foarte importantă lucrare pentru că se poate pune orice pe ea, e pe tirant. Mie îmi folosesc ce tare mult când duc cereale în jos, pentru că după ce le granulez e mai ușor să duc 3-4 saci în jos cu ăsta. E a doua cea mai importantă investiție care am făcut-o la tractorul ăsta. Prima încă n-am făcut-o, că trebuie neapărat să-mi cumpăr, să-mi fac barele astea. Știu că unii dintre voi tot îmi scrieți în comentarii, musai, că până Maramureș și periculos, e riscant. Haideți să vă arăt ce treabă face lada asta, că uite-te tu ce frumos basculează ea. Am dus și gunoi cu ea. O las până jos și dau cu spatele și încarc gunoi din grămadă, ia. Dar uite-te tu. No. Foarte frumoasă lucrare. Acum tot ce mai trebuie luat, ce mai trebuie făcut la lada asta. Dacă tot o dat o femeie la jumătate de preț, adică la 1000 de lei în loc de 2000 de lei, în loc de tirantul ăsta central fix,
O să-mi cumpăr eu când avea bani un tirant hidraulic care să mă ajute să lucru cu asta ca și cu o cupă mai bine. Dar asta oare cândva, pe anul viitor poate. Cuiul ăsta de aici l-am folosit astăzi, că am adus remorcuța cu pietriș de jos, de la tractorașul cel mic, dar o să o dau jos pentru că atunci când încarc gunoi, o să dau cuiul ăsta jos pentru că acață în pământ. După cum vedeți, cupa e și îndoită un pic, deși groasă. E chiar groasă. O să o îndrept eu și o să-i dau cuiul ăsta jos, nu? Și am mugăte în video să vă laud cu drujba asta, cea mai slăbuță drujbă de la Husqvarna, că eu, în tinerețea mea, acum 5-6 ani, făceam și dulgherie. Și acum mai fac, că i-am făcut la soacra lemneria asta frumoasă. Și mai fac câte ceva pe aici colo, dar mai mult pentru mine. Și drujba asta, cea mai slăbuță de la Husqvarna, să știți că face treabă bună și la lemne de fag, dacă o îngrijești. Într-adevăr că dacă tragi tare pe ea, se cam uzează, se cam forțează. Dar cred că o am de vreo 2-3 ani și în capul meu e aproape nouă. Așa că dacă v-a plăcut video de astăzi, eu mă pornesc să mai tai lemnele astea, să știu că am gătat, că e cald afară, să mă bag în casă. Și voi nu uitați, foarte, foarte important, să dați un like la videourile noastre, să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii și să distribuiți videourile noastre dacă vă plac pe rețelele de socializare. Noi vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare. Că-i mai dai țâță la omul acela. E mare, ce mai dai țâță? Ce cauți acolo? Ce mai suși, că uită-te câtă ești! Ești cât măta! Vai!